O țară poate fi ridicată, construită din temelii, doar când oamenii ei cred în ea. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Domnul Pânzaru Andrei, bine ați revenit acasă. Sărbători frumoase în continuare. La 18 ani am plecat în China, am făcut 6 ani de universitate, după care 3 ani de zile am reprezentat o vinărie la noi din Republica Moldova, deci am fost manager lor de export. Plecarea mea în China a avut ca scop inițial faptul ca să aduc ceva bun acasă. După mulți ani de zile petrecuți acolo, am revenit acasă și am deschis propria firmă, importă și comercializează mașini electrice. Raionul Călăraș, oraș Călăraș. De atunci m-am apucat să aduc mașini electrice cu gândul ca să pot să dezvolt chestia asta la noi în Călăraș. Pentru că asta ar da, da, un suflu de dezvoltare orașului. Lucrurile s-au întâmplat foarte repede și oamenii nu conștientizează importanța statutului de candidat. Deci ne oferă nouă posibilități enorme. Ne oferă posibilitatea de a ne ridica nou nivelul de viață. De a începe să avem un sistem bine pus la punct. Pentru că diferența dintre Republica Moldova și Germania, până la urmă, e sistemul, nu sunt oameni. Nu trebuie să excludem situația regională care este acum la noi, dar cu siguranță un foarte mare plus are actuala guvernare și anume Maia Sandu. Credibilitatea pe care are dumneavoastră în fața europenilor și a statelor civilizate. Plecările dumneavoastră psihotare sunt investiții în imagine, investiții în credibilitatea țării noastre față de persoanele sau față de țările, statele care au putea într-adevăr să-mi dea o mână de ajutor. Am restabilit și consolidat bunele relații cu țările vecine și cu partenerii de dezvoltare ai țării. Și am ancorat ferm Republica Moldova pe calea integrării europene. Pe 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ce aș îndemna eu cu naționalii noștri de peste hotare e ca să lupte. Să lupte pentru că așa ca să fie la fel de bine cum este acolo. Mă numesc Galina, am 35 de ani, am 2 copii, una o fetiță de 6 ani, una de 4 ani și acum suntem în așteptarea celui de-a treilea copilaș. Mama, da, îmi curge nasul. Hai, du-te în baie. Cum e să fii mamă cu 3 copii în Moldova? Toți îmi spun dacă este curajos acest lucru, cei ce a fost la prima sarcină, la a doua, acele probleme eu nu le văd acum. Sunt schimbări radicale, începând cu spitale renovate, centre de medicilor de familie renovate, salarii, cred că mai bune din câte cunosc, au fost salariile la lucrătorii medicali au fost mărite. Oamenii sunt mult mai motivați, mai plăcuți, mai deschiși. Acum, la treia sarcină, schimbările care au parvenit din partea guvernării în ultima perioadă, sincer, câteodată mă miră că nici nu reușim să le ținem pasul cât de repede, cât de multe schimbări spre bine sunt, începând cu creșa, cu concediul de îngrijire a copilului, schimbări că putem să luăm chiar și 90% din salariu. Codul muncii a fost schimbat. Noi putem deja, părinții, să negociem dacă ne permite să muncim de acasă sau să ieșim mai repede la serviciu. Dar au apărut foarte multe privilegii. De exemplu, la prima naștere, indemnizația pentru naștere a fost la 5.000 de lei, acum a ajuns la 11.000 de lei. A apărut alocația de 1.000 de lei lunar până la 2 ani, ceea ce până acum nu era. Toate acestea ajută familiile tinere, îi motivează. Da, nu pot spune că este ideal, dar într-un timp atât de scurt
au fost atât de multe schimbări pozitive. Soțul nu mai este nevoit să plece psihotare, ceea ce este foarte important pentru mine ca soție, pentru copii. Chiar dacă de curând am ieșit dintr-o pandemie și am intrat într-o situație geopolitică foarte complicată, cu un război la graniță, faptul că Maia Sandu este președinte și strategiile ei, comportamentul ei, grija pe care o simțim din partea ei, mă face liniștită, sigur, în ziua de mâine și pot să-mi cresc în liniște copiii. Eu cred că pacea din țara noastră se datorează președintelui. Hai, cine prima o face? Dar nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Facultatea mea de construcție, industriale și civile. Sunt licențiat și în ziua de astăzi. Când noi ne atestează, ne verifică ștampile ca la doctori. E copiii doi. Să încerc să întârzi la masă. Soacră mea mă ucărăște. Am fost și în Franța. La Paris am fost. Am fost și în Italia. Eu am văzut cum trăiește lumea acolo, cum trăiesc. Și cum să nu mi-a auzit-o strigând, șuierând prin sate, ori claxonând aiurea. Acolo e disciplină și disciplină pentru toți. Și cu câți n-am discutat din oameni, din prieteni, din neamuri, mai ales și copiii mei inclusiv, cei plecați. Ei, și prin vis, visează să se întoarcă. Care dorește, care muncește, care este, are și poate să supraviețuiască chiar și în zilele este grele. Pensia nu-i mare, dar îmi ajunge și dacă nu-mi ajunge și văd că nu-mi ajunge, mai muncesc. Mai alerg, mai fac. Bunelul mă trimite când șerem o rublă, du-te și o iei de acolo, de pe coarda căs. Mă ciem, luam o rublă, mai șerem una, mă ciem, mai luam. Pe urmă vin și îi spun, zic, bunel, dacă îi mai trimăți de acolo, dar nu. Acolo trebuie, Gheorghe, și mai pui ca să ai de unde lua. Din partea guvernului, din partea conducerii țării, avem ajutoare. Chiar din toamnă mi s-au alocat câte 1500 de lei fiecărui pensionat pentru ca să putem să facem față nevoilor care vin către iarnă. Urmă ne-au mai dat și din fondurile local, primăria Căușenului a acordat ajutor multora. Acum, luna asta, așteptăm că o să ne facă compensații la electricitate și gaz. Noi avem azi ce merităm. Avem o doamnă puternică care face tot ce poate să facă un om pentru semenii săi. Și noi asta trebuie să prețuim. Că noi până acum așa președință n-am avut. Și am și lăcrămat într-un moment când am văzut la Consiliul Uniunii Europene, când a fost invitat doamna președintă Maia Sandu și ieșind pe scenă pentru a ține un discurs, s-au sculat toți în picioare și i-au aplaudat. Asta spune despre ceva și că noi, cei care am votat-o, n-am dat greș. În Moldova de mine absolut în cea strana, nu zis nicăvo net. Nebolo. Абсолютно, да. Мы здесь чужие, но здесь никого нету. В принципе, я сама воспитываю детей уже много лет. И если надо было начинать новую жизнь, мы решили, что мы ее начнем. Жить под прицелами в подвалах – это был не вариант вообще. Здесь мои родители, я их сюда привезла, мои дети, поэтому здесь мой дом. Я это чувствую, я так всегда это несу и говорю, что я здесь дома. Вот, поэтому душа болит за две страны – и за Украину, и за Молдову. Мы пришли абсолютно пешком, пришли границы пешком, ребенок был на инвалидной коляске, двое маленьких детей, две сумки, инвалидная коляска, как бы и все.
Мы приехали, и через пару дней мы поняли, что мы никуда не уедем, как бы нас ни звали. Просто влюбились, просто как маленький ребенок влюбляется, как в подростковом возрасте мы влюбляемся, так и мы влюбились в эту страну, правда, искренне. Меня зовут София. Меня зовут Таня. С первого дня, еще с марта месяца, мы учим румынский. Дети с преподавателем учат профессионально. Как сказать, я люблю Украину и Молдову. Я люблю Украину и Молдову. Нам здесь очень комфортно. Люди. Это то, что... Это самое большое богатство Молдовы. Это люди. Они очень добрые. Да, это правда. Столько любви, внимания, заботы, как мы получили здесь. Я плакала каждый раз, когда получала поддержку от просто чужих людей, даже на улице. И да, очень сложно быть лидером, очень сложно управлять государством, когда турбулентность зашкаливает во всех фронтах. Социальный кризис, экономический, беженцы, нестабильность и так далее. Газ, свет. Очень много проблем. Это очень сложно. Поэтому в этот период главное объединяться, а не быть против. Против быть легко. И критиковать очень легко. А вот стать командой и сделать, и вывести – это сложно. Поэтому туда, Европа и все направление, куда идет Молдова, на мое, но личное мнение, это правильный выбор, потому что больше идти некуда. Я лично, конечно, не знакома с Майей Сандоновой, но мы встречались на нескольких мероприятиях. Я смотрела вот со стороны, как она общается с людьми, с детьми. Настолько открытость, непосредственность, простота – это всегда очень ценно. Suntem o întreprindere care avem activitate aici în Ungheni, în zona economică liberă, din 2012. În ultimii 2 ani sunt îmbunătățiri, sunt schimbări înspre bine. Și anume ce? Ceea ce ne afectează mai tare pe noi, relația cu instituțiile statului, abordarea complet diferită, îmbunătățită, infrastructura. Drumurile sunt primul lucru care îți creează impresia când te duci în oricare țară. Ne bucurăm de fiecare kilometru de drum nou, în special Chișinău-Ungheni, deoarece eu fac navet aproape zilnic. Mă bucură foarte mult calitatea drumului. În sfârșit avem și centura aceasta, sau ocolirea Bahmut-Cornești. E un drum european, e un drum de calitate. Ne bucurăm, desigur, de drumul Pârlița-Nisporeni. Investiția în crearea condițiilor care ar favoriza oamenii să rămână acasă și să realizeze toate capacitățile acasă, este în infrastructură și în condițiile. Deci investițiile în dezvoltarea infrastructurii în sate, dezvoltarea grădiniților, școlilor, crearea condițiilor normale, astea sunt lucrurile la care trebuie depus accent și respectiv noi vedem, da, proiectul satul european dă rezultate. În satele din Ungheni sunt foarte multe grădiniți reconstruite, școli. Asta ne bucură, asta face ca oamenii să stea acasă, să muncească acasă. Doamna președinte este om cuvenit la locul cuvenit. Cred că trebuie de dat tot respectul dumneiei pentru tot efortul care l-a depus, în primul rând, pentru promovarea imaginii țării la nivel internațional. Aportul doamnei președinte în relațiile cu țările europene este cel mai mare rezultat care l-au obținut în perioada aceasta scurtă de 2 ani. Ух ты, как красиво! Читай, Тань. Vă mulțumesc pentru încredere și pentru cuvintele de apreciere în această perioadă grea prin care trecem cu toții, optimismul și speranța că vom izbuti. Să ieșim la lumină ne dau putere să continuăm.
Avem nevoie de cât mai mult unitate și bunătate ca să ținem Moldova pe calea cea dreaptă, pentru ca cetățenii noștri să trăiască în pace și prosperitate acasă. Îmi face o deosebită plăcere să vă invit împreună cu familia dumneavoastră la președinție. În preajma sărbătorilor de iarnă. Mulțumesc și vă promit că o să vin. M-aș bucura să ne vedem și să discutăm despre lucrurile pe care le putem face împreună, toată țara, pentru a mișca Moldova înainte. Vă aștept cu drag! Cu stimă și căldură, Maia Sandu! Aș vrea să credem cu toții că Moldova poate reuși și că depinde de contribuția fiecăruia dintre noi. De-a lungul anilor, am avut bucuria să cunosc foarte mulți moldoveni hotărâți, harnici, demni, care cred în Moldova și muncesc pentru ea. Iar în ultimul an, când am fost loviți de mai multe nenorociri, astfel de calități ni s-au arătat aproape în orice om pe care îl întâlneam. Cetățeni care primeau în casele lor, fără nicio obligație, familiile ce fugeau de război. Voluntari care ajutau, căutau cazare, dădeau telefoane, făceau donații, ghidau și alinau durerea a sute de mii de oameni necunoscuți. Neobosiți, chiar și când erau la capătul puterilor. Medici și asistenți medicali, pompieri, profesori, polițiști, funcționari publici, care salvează vieți, schimbă destine prin faptul că își fac munca cu dedicație. Familii întregi, mame și tați, care își depășesc limitele pentru a oferi siguranță copiilor și a educa în pace, în bună înțelegere. Refugiați care ne învață importanța bunăvoinței, dar și puterea recunoștinței. Pensionari, care ne demonstrează prin exemplu propriu tăria rezistenței și ne ghidează cu înțelepciune. Moldoveni din diaspora, care revenind acasă sau muncind peste hotare, contribuie la binele comun al întregii Moldove. Copii care aleg să vadă și să ne arate puterea bunătății în orice împrejurare. Adevăratele caractere se văd în cele mai grele timpuri. Și pot spune cu încredere, avem în țara noastră milioane de modele. Avem ce învăța de la fiecare dintre oamenii Moldovei. Doar împreună putem mișca Moldova înainte. Desigur, în Moldova încă nu sunt toate lucrurile cum ne-am dorit. S-au abătut asupra noastră, într-o perioadă scurtă, prea multe. Pandemia COVID-19, creșteri mari de prețuri la gaz și electricitate și, cel mai dureros, un război în casa vecinilor noștri, care ne afectează și pe noi. Greutățile nu ne-au dărâmat, dimpotrivă, am continuat să construim. Am pornit aproape 500 de proiecte de modernizare a satelor și orașelor. Am îmbunătățit sute de kilometri de drum. Am renovat maternități și școli. Sunt în proces de conectare la apă și canalizare mii de gospodării. Am oferit tuturor copiilor până la 2 ani câte 1000 de lei lunar. Am compensat o parte din costul facturilor. Am oferit pensionarilor un ajutor de 1500 de lei. Am mărit pensiile și am crescut ajutorul acordat în perioada rece a anului. Am început să facem dreptate și să sancționăm hoțiile. Am reîntors statului, aeroportul și gărele auto. Am început verificarea integrității judecătorilor
și am făcut legi care să permită condamnarea inculpaților care fug din țară și confiscarea averilor lor. Am semnat acorduri cu alte țări pentru a veni în ajutorul cetățenilor din diasporă. Am redus taxele consulare și am oferit facilități fiscale la revenirea acasă. Lucrăm pentru a asigura securitatea energetică a țării noastre. Am întărit prietenia Moldovei cu țările Uniunii Europene, România, Statele Unite ale Americii, Franța și cu alți parteneri de nădejde. Avem pe cine ne sprijini în aceste timpuri grele. Și, desigur, am făcut un pas istoric în direcția integrării europene. Am obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Toate acestea le-am reușit anume datorită oamenilor care și-au îndeplinit datoria cu cinste oriunde s-ar afla. Pentru că suntem uniți și ne putem baza unii pe alții. Vom reuși să facem o țară europeană prosperă la noi acasă. Sunt convinsă. Vom duce Moldova înainte spre Uniunea Europeană. Într-o lume liberă în care oamenii trăiesc în pace, cu încredere unii în alții și în viitorul copiilor, bucurându-se de lucrurile firești ale vieții.